Primăria orașului Năvodari anunță lucrări în mai multe zone ale orașului după codul roșu de ploi și vijelii din weekend. Muncitorii vor face reparații la rețeaua de iluminat public deteriorată de furtună și vor igieniza zonele afectate de vijelie. De asemenea, vor fi stabilizați copacii afectați și se vor repara indicatoarele rutiere. Restul lucrărilor constau în demontarea și conservarea pompelor aferente fântânilor arteziene din orașul Năvodari, refacerea trotuarelor cu pavele autoblocante, strada Sănătății și strada Școlii, refacerea trotuarelor cu pavele strada Midiei la intersecția cu strada Tineretului și reparații mobilier stradal.